Din activitatea lucrătorilor din domeniul culturii, o zi care ne determină să fim mândri de țară, de neam. La acest eveniment cultural participă lucrătorii caselor și căminilor de cultură din raion, conducătorii formațiilor artistice de amatori, meșteri populari, profesorii școlilor de artă din raion, bibliotecari, muzeografi, primarea localităților raionului, conducerea raionului, veteranii culturii raionului. Bună ziua, bine ați venit la spectacolul literar muzical consacrat marelui poet Mihai Eminescu și Zilei Naționale a Culturii. E mare sărbătoare pentru dumneavoastră, cei care sunteți astăzi în această incintă. Este ziua dumneavoastră profesională, urând să aveți parte de mari realizări, să aveți puteri, răbdare și perseverență. Și ceea ce cred că în zilele de astăzi nu le lipsește, cu adevărat ne lipsește cultura, trăind în niște momente de mare incertitudine socială, care pe toți punem alte valori, nu cele intelectuale, spirituale, le punem pe cele materiale, fiziologice, spre mare regret, dar cred că ceea ce este mai măreț, mai frumos, mai rafinat, este cultura care este exprimată în poezie, în proză, în dans și în cântec, ceea ce dumneavoastră, cu munca asidua, încercați să păstrați, să cultivați și sperăm că o să fie o zi când generațiile în creștere o să valorifice munca dumneavoastră. La mulți ani și binecuvântarea Domnului peste noi, cu o să har și cu o să iubire de oameni. Serviciul Cultură Glădeni vă adresează un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, eveniment marcat anual în Republica Moldova, în data de 15 ianuarie, cu începere din anul 2013. Ziua de 15 ianuarie este o semnificație simbolică pentru poporul nostru, zi în care s-a născut marele poet Mihai Eminescu. În acest context, Ziua Națională a Culturii este dedicată zilei de naștere a poetului, care definește valorile esențiale ale culturii naționale. Astfel, Ziua Națională a Culturii devine o zi cu valențe deosebite, devine un reper de bază în determinarea rolului culturii în contextul identității noastre naționale. Devine un îndemn la recuperarea simbolică a legăturii cu tradiția, dar și un prelej pentru acțiuni care se ducă la consolidarea culturală și spirituală, la promovarea valorilor care vor continua să ne definească în contextul globalizării. Ori astăzi, Moldova, mai mult ca oricând, are oportunitatea să pună în valoare creația tuturor celor care au contribuit și continuă să contribuie la expresia identității poporului nostru. Cu toate că traversăm o perioadă dificilă economic, cultura trebuie să rămână o cale privilegiată de comunicare, o punte între cei care împărtășesc dialogul, care respectă pluralismul, diversitatea tradițiilor și mai ales care încurajează fidelitatea cetățenilor față de binele comun. Considerăm că Ziua Națională a Culturii este un bun prilej de a aduce un omagiu tuturor celor care titoresc la menținere și păstrare, valorificarea potențialului cultural al poporului nostru, aducând în inimile noastre bucuria realizărilor prin programe artistice, evenimente culturale, care de fiecare dată ne fac viața mai frumoasă. În raionul Glădeni, tradiția organizării și desfășurării evenimentelor culturale este o pagină frumoasă, scrisă cu multă maestrie de către toate colectivele artistice, interpreți și personalități de valoare, care ne poartă faima la nivel de raion, republică și peste hotare. Cultura este una din importantele componente ale vieții umane, dar deseori se uită că pentru a păstra și promova adevăratele valori naționale ce ne identifică ca neam, pentru a crește și forma personalități cu renume mondial ce ne duc faima țării noastre, este depusă muncă titanică de către angajații din ramura culturii, de către noi. Noi suntem acei care muncim cu dăruire de sine la organizarea sărbătorilor naționale, identificarea și dezvoltarea tinerilor talente,
educarea și formarea tinerii generații și a societății întregi prin promovarea adevăratelor valori culturale și a luminii cărții și informației, prin păstrarea și promovarea folclorului și tradițiilor naționale, dar pentru care nu întotdeauna suntem apreciați la justa valoare. Este o onoare și un privilegiu pentru mine să vă salut atât pe dumneavoastră, cât și pe cei care activați în domeniu, cât și pe cei toți cetățenii acestui pământ care sunt în țară, dar și departe de ea, pe cei care sunt departe de hotarele ei și care sărbătoresc această zi. Cu ocazia Zilei Naționale a Culturii vă aduc un omagiu deosebit. Vă rog să acceptați recunoștința mea profundă pentru munca dumneavoastră de zi cu zi, pentru devotamentul dumneavoastră profesiei, pentru ambiția creatoare și munca dezinteresată în beneficiul țării. Vă doresc sănătate bună, fericire, succese și realizări noi pentru prosperitatea țării și a fiecăruia din parte. La mulți ani, Ziua Națională a Culturii! Importanța activității dumneavoastră este incontestabilă. În zilele noastre, când practic în majoritatea domeniilor de activitate ne bazăm pe legile business-ului și a economiei de piață, atunci când este o concurență dură, când cel slab este depășit sau distrus, când scopul scuză mijloacele. Ne rămâne doar cultura, fiindcă cultura evidențiază în om ceea ce este omenesc, posibilitatea de a vedea și a aprecia frumosul. Compasiunea, milostenia, aceste virtuți omenești care nu au valoare, nu au echivalent în bani, sunt mult mai valoroase și importante. În acest plan de idei vreau să vă adresez sincere felicitări, să vă doresc realizări frumoase în activitatea pe care o desfășurați și să vă asigur că împreună cu dumneavoastră vom face ca viața noastră să fie mai bună și mai frumoasă. La mulți ani tuturor! Stimați colegi, sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră astăzi de ziua profesională a dumneavoastră. Aș vrea să vă aduc mulțumiri în numele meu personal și în numele Direcției Învățământului de Sport pentru munca deloc ușoară depusă de fiecare dintre dumneavoastră, prin care ridicați nivelul culturii societății în care ne aflăm, în niște condiții deosebite, grele. Aș vrea să vă asigur că recunoștința va veni a celor tineri în care punem cu toți speranțe. Vă fericit cu ocazia sărbătorii de astăzi, vă doresc mulți ani, sănătate și cele mai frumoase realizări. Primiți din partea mea personală, a Primăriei Hâșdieni, cele mai frumoase urări de sănătate, de prosperitate, frumoase realizări în domeniul unde dumneavoastră activați și chiar vreau să vă zic că aveți o inimă mare, o știu asta de la colectivele model ale satului Hâșdieni, care neavând un spațiu cât de câtuși pentru a-și onora obligațiunile și activitățile sale de zi cu zi, o fac asta în sala de festivități a școlii și în incinta primăriei în sala de festivități. Însă, vreau să vă zic că avem cele mai multe și mai numeroase colective model, ceea ce vreau să le zic astăzi, un mulțumesc mult mare, suntem în preajma acestei frumoase sărbători. Vreau să vă doresc pe perspectivă multă sănătate, prosperitate în fiecare familie și mari realizări în domeniul culturii, deoarece prin toate activitățile culturale pe care noi le facem, ne cunosc astăzi nu numai la noi în localitățile Raionului, dar și peste hotare. La mai mult și la mai mare și Dumnezeu să vă aibă în pace. Meritați o sărbătoare pe cinste. Vă invidiez
condițiile în care dumneavoastră activați. Nu sunt mulțumită căci soarta salariilor dumneavoastră, a tuturor condițiilor, se hotărăște prin decizia Consiliului Local, care nu vă înțelege specificul activității dumneavoastră, și astăzi vreau să vă mulțumesc pentru activitate în ciuda tuturor greutăților, activați cu un salariu foarte mic. Dumneavoastră sunteți deosebiți față de celelalte persoane, puteți să ne fiți un exemplu. Și astăzi, în această frumoasă sărbătoare dumneavoastră, vreau să mulțumesc pentru activitate activiștilor de la Casa de Cultură, care adună copiii în jurul lor și maturii. Vreau să mulțumesc bibliotecarii care conduce Clubul 50+, și promovează tradițiile naționale în rândul cetățenilor de vârsta a treia, la o vârstă înaintată. Și vreau să doresc tuturor sănătate, prosperitate, bucurie în familie dumneavoastră, și haideți ca împreună cu dumneavoastră, prin activitățile noastre culturale care se mai desfășoară în satele noastre, de unde lumea pleacă și ne rămân activiști în cultură, să facem tot posibilul ca lumea noastră să devină mai bună. Sănătate multă tuturor! Ziua lui Eminescu a fost aleasă drept Ziua Națională a Culturii. Eminescu a fost o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat pe contemporan prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, bogăția și farmecul limbajului. Omul de plin al culturii române, o conștiință de cultură deschisă către tot. Se invită Stoțchi Ana Maria cu poezia Floarea Albastră, de Mihai Eminescu. Iată cufundată stele și nori și ceruri înalte, de numai uita în calte sufletul vieții mele. În zadar râuri de soare, rămădești nata gândire, și câmpiile ațire, și întunecata mare. Piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare, nu căta în depărtare fericirea ta, iubite. Astfel vise mititica, dulce netezind un părul, ah, i-a spus adevărul, eu am râs, n-am zis minica. Hai în codrul cu verdeață, unde zvoare plâng în vale, stânca stă să se prăvale în prăpastea măreață. Acolo, în ochii de pădure, lângă bolta cea senină și sub trestea cea lină, vom ședea în foi de mure. Și mi spune atunci povești și minciuni cu a ta guriță, eu pe-n fier de romaniță voi cerca de mă iubești. De mi da o sărutare, nimeni lume nu o să știe, căci va fi sub pălărie și apoi cine treabă are. Când prin crengi s-ar fi ivit luna noaptea cea de vară, mi ținea de sub soară, tă-i ținea de după gât. Pe cărare în boz de frunze, apucând spre sat în vale, mi da sărutări în cale, dulci ca florile ascunse. Și sosind la porții prag, vom vorbi întunecime, grija noastră n-ai vom nimeni. Cui, ce-i pasă că ne-și drag? Încă o gură și dispare, ca un stâlp eu stam în lună. Ce frumoasă, ce nebună, e albastru în dulce floare. Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră. Floarea albastră, floarea albastră, totuși este tristă în lume. Cum a fost menționat mai sus, la evenimentul invitați toți angajații instituțiilor de cultură din Raiova, cei mai activi angajați din domeniu, care au demonstrat rezultate deosebite la dezvoltarea și promovarea culturii în Raion, vor fi menționați cu diplome, cadouri și premii bănești. În cadrul manifestării culturale, va fi prezentată și o retrospectivă a acțiunilor culturale artistice și colegii din teritoriu le vor prezenta de un număr artistic la alegere. Acum însă, cu ocazia Zilei Naționale a Culturii,
oferim o atenție deosebită veteranilor culturii din Raion. Cei care cu munca lor ne-au încoronat cu succes cultura națională și cultura Raionului. Se invită în fața dumneavoastră, ia la voi Alexandru, Tarea Valeriu, Prescaș Galina, Gâru Alexandru, Guțuleac Vasile, Polișuc Stepanita. Vă rugăm foarte mult! Multă recunoștință din partea celor care vă respectă, vă admiră, vă aplaudă! Aplauză pentru veteranii culturii din Raionul Glodin! Vreau din tot sufletul să vă felicit cu ziua de astăzi, cu Ziua Națională a Culturii. Să vă doresc sănătate în primul rând și să vă doresc succese, dezvoltare în partea culturii naționale, mișteștugului popular, dezvoltare creației populare. Fiți sănătoși și succese înainte. Să vedem bunătate. Întotdeauna muncii doare, atât de mică și de doare, să lupte mâna ta. Ca oare pe ce-ai zburat, ce-ai obosit neobosită, se odihnească liniștită, ca oare pe ce-ai zburat. Copiii domnului cu iubul lor, nevinovatii sunt cu mamă, tot fără timp și fără teamă. Copiii domnului cu iubul lor, și-a văzut la daii, la pe bătii ca o lumină,
de doare și plăcindă și are pâinele tale. Cu focurii veșnici în patră, sfântă-mi casa, cu pragurii tale din piatră, sfântă-mi casa, din lagri de dor ce coboară, sfântă-mi casa, ce crește pe cioc și pe cioare, sfântă-mi casa, cu focurii veșnici în patră, sfântă-mi casa, din lagă de dulci popoară, sfântă-mi casa, ce crește pe cior și pe ceare. Să răfânii ochii feri, pe lacrimă și de scrife, de împărate și de zere, se refere ochii tăi. Să-l cu minte vorba ta, de limpezime de izvoare, cum vreau soarele de stare, să-l cu minte vorba ta. Părută frumos, învătător ca o secară, când înfioară urmă de seară, sărânt și părută frumos. Și ca limitor genunchi, și sărânt piciorul care, de suferință de șitoare, și ca limitor din genunchi. Veșnic în patră, sfântă-mi casa, cu pragurii tale de piatră, sfântă-mi casa, din lagă de dor ce coboară, sfântă-mi casa, ce crește pe cior și pe joare, sfântă-mi casa, cu focurii veșnic în patră, sfântă-mi casa, cu pragul tare de piatră, sfântă-mi casa, din lagăr de dor ce coboară, sfântă-mi casa, ce crește pe cior și pe șoare. Onorată asistență, stimată vicepreședinte raionului, dragi colegi, nu în zădar Domnul a îngemănat aceste două sărbători, Ziua Culturii și Ziua Nașterii Marelui Eminescu. La 176 de ani de Ziua Nașterii, revenim iarăși la multiplele întrebări pe care și le-a pus poetul Mihai Eminescu în creația sa genială. Și voi începe cu scrisoarea a doua. De ce pană mea în mâine cerneală mă întreb? De ce ritmul nu mă bate cu ispita de la trei? De ce dorm îngărdinite între galbenele file iambi suitori, trofeii, săltărețele dactile? Dacă tu știai problema astei vieți cu care lupt, ai fi văzut că ar fi avut dreptate pana chiar să o fi rupt. Marele Eminescu își pune întrebări și în poezia de dragoste, și în poezia de natură, și în poezia copilăriei, și în poezia social-filosofică. Ce culege în podurile fără floare, fără vânt, cu crengile la pământ? Ca mai apoi, ruceafăr,
să fie chemat din cer, coborî jos cu cea fărbând, oamenii grijorează, pătrund în casă și în gând, și viața luminează. Cu câtă mândrie vorbește mai apoi poetul, când îl pune față în față pe Baiazid cu marele domnitor Mircea. Tu ești Mircea, da, părate, ai venit să mi te închini, să nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi venit, cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai sosit. După atâta vitejie să mă împiedic din moșneac, da, un moșneac, da, împărate, însă omul ce privești nu e om de rând. El este domnul țării românești. Eu îmi apăr bogăția și nevoile și neamul și tot ce mișcă în lumea asta, râul, ramul, ne prieten numai mie. Ție însă dușman este, nu are moști. Dar mândria de țară e un zid care nu se sfarmă de-a ta faimă, Baiazid. Și astăzi îmi amintesc de versul de lui Eminescu, care parcă cerea să nu fie lăudat pentru creația sa și zice că de urma scrie versuri, cheamă mii, ca nu cumva oamenii din ziua de astăzi să-l înceapă lăudat. Dacă privesc cu zâmbet alor ură, laudele lor, desigur, m-ar mâhni fără măsură. Însă astăzi, la 176 de ani, noi aducem laude marelui Eminescu, marelui geniu, să ne trăiască veșnic opera eminesciană, care este actuală și va fi actuală și peste an. La mulți ani! Thank you.
anului de activitate 2016, Serviciul Cultură Glodeni a realizat programul doar datorită atitudinii dumneavoastră. În anul 2016, conform programului de activitate a Serviciul Cultură Glodeni, au fost organizate și desfășurate manifestări culturale prin care s-a reflectat cultura Raionului Glodeni. Forma de desfășurare coordonată cu dumneavoastră, locul desfășurării acceptat de administrațiile de nivelul 1, mulțumind aici primarilor, au dat posibilitate la acțiunile culturale să participe mai multă populație. Totodată am acordat ajutor metodic colegilor în teritoriu și cu susținerea primarilor am scos la lumină multe colective care ne-au impresionat la festivalurile și concursurile raionale cu nivelul lor de pregătire și evaluare. Așa, colective artistice de amatori ca Corul din Comuna Vișoara, la festivalul concurs al criticului Pascal sub lumina învierii în satul Hâșdieni, formația folclorică Țărâncuța din satul Brânzeni, Comuna Carmeca, la festivalul de folclor Cântă de Răsumea Lucă, satul Fondărivit, Traful Citeraș în Comuna Iabloană, la același festival. Acest traf anul acesta împlinește 50 de ani de activitate. Ansamblul vocal din Comuna Dan, la festivalul regional al etniilor desfășurat în Comuna Cucnești. Ne dorim să prindă la curaj și colectivele artistice de amatori din Comuna Balatina, satul Limbenii Vechi, Ciuciulea, Funduri Noi, Limbenii Noi. Acum, dragi prieteni, o invit pe doamna Olga Modelică pentru a înmâna diplomele Serviciului Cultură Glodeni. Prin ordinul numărul 2 al Serviciului Cultură Glodeni sunt menționați cu diplome și cadouri și premii bănești pentru contribuții substanțiale la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale, ocaziile sărbătorii naționale a culturii, următorii angajați ai domeniului. Crașanina Antonina, director Casa de Cultură Danu. Crașanina Antonina. Folclorice, rapsozii Hâșdienilor.
o deosebită plăcere vreau să menționez pe cei care ne-au fost alături pe parcursul acestor ani la realizarea programului nostru. Se decernează protoierul Nicolae Telega, parohul bisericii aia cu prezentul Maicii Domnului Satul Sfântuie. Și găsim necocela șterg, se decernează protoierul Roman Orășan, parohul bisericii Când aud vreodată un rotund de gume cu foalele încinse și obrazul lume, mă întreb, acesta poate ca să știe cum este viața, cum cată să fie? Noaptea scânteiază cu ai mii de stele, fac să raze slabe pasurilor mele, ulicioare strâmte și din ziduri vechi, vorbe râți și plânse sună în urechi. Glasuri rătăcite trec prin geamuri sparte, prin și prin uși închise, prin zidiri de șarte. Acolo, lângă lampă, într-un mic etan, vezi o fată care pune ațănă. Fața ei e slabă, de o paloare crudă, ochii ei sunt turburi, pe o apere asudă, degetele repezi poarta cu fin, ea șpase ochii într-un tort de ei. Vânătă e buza lipsită de sânge, ochiul ei cel turbur nu mai poate plânge. La ce oare dânsa s-a născut pe lume o sărmană frunză pe oceanul spune, o sărmană umbră, orfană și slabă, pe care nimeni în lume nu întreabă. De zor, până noaptea neagră și târzie, o vezi printr-o albă berdastră vezie cum el lucrează. Și abia pâine goală, frig și insomnie, lacrimă și boală. Tot ce noastră lume mai poate pricepe e că decedează lucrul noaptea începe. Negustorul își pune pânzele înainte, lucru scump și harnic unor ceasuri sfinte. El are briliante pe degete groase din nopțile celor care pânza-i foase. Desface ducete cu o galantă grabă, vin cu sură lacrimi de o mână slabă, pânze moi în care se țesură zile, vederea și somnul sărmane copile, albe ca zăpada care cade în fulgi, dar cum sunt cusute, sunt pune de giurici. Când strec prin mintea acestea copilă, te uiți în oglindă și îți plângi de mine. Vrei să o vezi chiar bine, s-o ții bine minte pe nefericita dulce și cu minte fără nicio rază, care nu așteaptă decât moarte, care singură e dreaptă. În această lume de mizerii plină, singura ea mică este o albină. Rătăcită ce știi cum din strada veche, glasul îi pătrunse la ei ureche. Deschizi în fereastra, să intre o lasă, între flori se doarmă și să stea în casă. Se iubiră cele două proletare, o insectă umană, una zburătoare. Fata stând pe gânduri, veselă albină, cu galanterie de buze se amină, ca și când ea spune, au nu știi tu oare cu gata gurei cea mai dulce floare? Căci tu ești frumoasă, chiar ca și o sfântă, ochiul tău cel dulce și umplit mă încântă. Într-o zi, copila moare. Se înțelege, moartea nu mai știe mâinile să lege. În sicriu a pus-o,
fața ei cea atrasă era adâncită, însă tot frumoasă. I-au pus flori pe frunte, corpul ei cel fin, ce nobil transpare de giurgiu de in. Fereastra-i deschisă, primăvara plină pătrunde prin trânsa, dar piatra albină în câmp nu mai fuge, ci împrejur se poartă, înconjoară capul și gurița moartă. E floarea aproape, tot mai aproape, vrând parcă deodată mai mica să o îngroape. Deci, se întâmplă să aud vreodată un rotund egumen, cu foalele încinse și obrazul rumen, povestit că viața e calea durerii și că pocăința urmează plăcerii, mă întreb, acesta poate să știe cum este viața, cum cată să fie? Thank you.
vorbit de festivaluri și concursuri naționale. Am fost de fiecare dată receptiv la festivalurile și concursurile naționale. Anul 2016 a adus la Ionului Glodin multe rezultate frumoase datorită nivelului înalt de pregătire a concurenților colectivelor. La concursul național Tinerii Talente 2016, toate școlile de arte din Raion s-au întors cu mențiuni și premii. Școala de arte Cucnești, locul 2, coreografie. Locul 2, canto popular. Școala de arte Crâșdieni, profesorul Mutelica Ion. Eleva Verdeș Felicia, saxofon, locul 3. Olimp Victor, trompetă, mențiune. Profesoara Stanțieru Daniela, elevul Stelea Octavian, saxofon, mențiune. Tăriță Cristian, clarinet, locul 3. Școala de arte Glodin, profesorul Moloșniuc Pavel. Eleva Tănase Alexandra, arte plastice, locul 1. Profesoara Grosu Ecaterina, eleva Alexinciuc Valeria Vioară, mențiune. Profesoara Budici Lilia, eleva San Donenții, premiul mare, care astăzi sunt invitate la gala laureaților al concursurilor naționale Tineri Talente. Felicitări! La festivalul concurs național al violoniștilor Filip Todirașcu, aceste două elevi a Școlii de Arte Glodin, San Donenții, locul 1, și la Alexinciuc Valeria, locul 2. Doar să le aducem felicitări acestor profesori, acestor elevi. La mulți ani! La Festivalul Național de Cete de Colindători Bărbați, formația folclorică Rapsozii Hrâșdieni, în satul Hrâșdieni, conducător artistic Mudelic Valeriu, a ocupat locul 2. Formația folclorică Învârtita Dorului, conducător artistic Costea Lidia, satul Fundurii Vechi, au reprezentat Raionul Glodin la Sărbătoarea Națională Ziua Independenței Republicii Moldova. Formația folclorică Cimbrișor, conducător artistic Lungul Larisa, și formația folclorică Rapsozii Hrâșdienilor, conducător artistic Mudelica Valeriu, au fost invitați la emisiunea televizată Cine vine la noi? Televiziunea Națională Moldova 1, unde au reprezentat obiceiul și tradiția al sărbătorilor de iarnă din părțile Glodinilor. Ansamblu de muzică și dans popular Hora Moldovei de la Casa Națională de Cultură Glodin au avut un bogat an în evenimente, evoluări atât în țară cât și peste hotare, în Polonia, Letonia, România. La Festivalul Național al Orchestrilor de Muzică Populară Victor Postolache, ediția 7, orașul Soroca, locul 3. Ansamblu vocal Cimpoieșul au cucerit două trofee la festivalurile concurs din România. Concursul Coral de Cântece Naționale Românești, ediția a doua, Botoșani, România, și Concursul Coral O Ce Veste Minunată, ediția a doua, Botoșani, România. Dragi colegi, este o pagină frumoasă a istoriei culturii din raionul nostru. Felicitări! O invit pe doamna Oxana Albu pentru mânarea diplomelor din partea Consiliului Raional Glodin. Pentru mine este o onoare să vă aduc la cunoștință dispoziția președintelui raionului Glodin, prin care sunt decernați următorii lucrători din domeniul culturii. În conformitate cu articolul 53 a legii privind administrația publică locală și în baza demersului șefului interimar a Serviciului Cultură Glodin, și în legătură cu sărbătoarea Ziua Națională a Culturii, dispun a decerna cu diplome din numele Consiliului Raional Glodin următorii angajați din domeniul culturii. Deci textul este identic la toți și o să dau citire doar unul. Diplome de onoare se decernează doamnei Pavlinciuc Valentina, directorul Casei de Cultură Petrunea, pentru contribuție substanțială la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale și cu ocazia sărbătorii Ziua Națională a Culturii. Pentru aceeași contribuție substanțială se decernează domnul Vasilos Vecislav, directorul Casei de Cultură, Carpa.
sărbătorii Zilei Naționale a Culturii se decernează diploma Consiliului Regional doamnei Winger Gula Natalia, coreograf, ansambul Stârceanski Zvonecki. Consiliului Raional se discernează doamnei Pristoica Elisaveta, profesor, Școala de Arte Hâșdie. Sărbătorii Zilei Naționale a Culturii, diploma Consiliului Raional Grodin se decernează domnului Mânzatu Tudor, profesor, Școala de Arte Grodin. Cineva de la școală, directorul școlii de arte este adjunctul, un coleg, văd reprezentanța școlii de arte. Vă rugăm! Pentru contribuții substanțiale la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale se decernează doamna Ușor Tamara, directorul Muzeului Coban. Ian Valeriu, conducător de fanfară. Profesor, Școala de Arte Fiești. Substanțială la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale, diploma Consiliului Raional se discernează doamnei Stati Emilia, directorul Muzeului Cașca. Conducătorul orchestrei Cora Moldovei.
urmează doamnei Costea Lirea, directorul Casei de Cultură Fundului Vechi. Cernează doamne Iațco Mariana, conducătorul formației Cincoieșu. Valorilor culturale și cu ocazia sărbătorii Zilei Naționale a Culturii și pentru aportul financiar adus, se decernează Antona Paraiza, contabil șef, Serviciul Cultură, Rodin. Города не могла оказаться в стороне в связи с вашим праздником профессиональным. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, успехов. И вы знаете, что хочет наш народ? Хлеба, зрелищ и денег. Но от вас самое главное – это зрелищ, ваших открытых чувств, мелодии. И мы рассчитываем, что всегда секция культуры и будет рядом с людьми, рядом с примариями, оказывать людям услугу, которая заключается в удовольствии. Поздравляем вас, успехов, всего доброго. От примарии города директору небольшой подарок. Как активității deci în 2015, la final 2015, biblioteca 16 biblioteci din raionul nostru au aderat la programul național Numateca. Acesta a fost un involt foarte important ca bibliotecile să-și revadă activitatea, să devină adevărate centre comunitare prin oferirea diferitor servicii noi solicitate de membrii comunității, în interesul lor și în folosul lor. Deci, în primul rând, ca biblioteca să fie centru atenție în comunitate, avem nevoie de un bibliotecar flexibil, de un bibliotecar care să fie, deci, în pas cu vremea, să răspundă la necesitățile comunității. Formând, în primul rând, aceasta a fost posibil prin studiile care au fost organizate de Centrul de Formare de la Biblioteca Raională, care a rezultat având succese reușite, având anume aceea că bibliotecarii, în primul rând, s-au schimbat și au devenit bibliotecari inovatori, care sunt toți prezent aici în pozele lor. Următorul pas în cei care au biblioteca sănită, în auzitul comunitar, a fost oferirea serviciilor noi, implementarea serviciilor noi de bibliotecă, deci ca rezultat, bibliotecile am implementat în anul 2016, deci 16 servicii noi de bibliotecă, diferite ca tematică, dar fiind deschise la interesul și la solicitarea membrilor comunității. Aceste servicii au fost prezente și un serviciu din aceste 16 a fost prezent și la târgul partenerilor de bibliotecă,
Deci acesta este vorba despre secretul de bibliotecă, nu ca o afacere profitabilă, deci implementată biblioteca publică Ciuciulea, care a fost în alături de foarte multe biblioteci din Republica noastră, fiind vizitată și cerând informația a diferitor participanți de la acest târg al partenerilor de bibliotecă. O campanie foarte importantă pentru ca biblioteca să fie văzută în comunitate și să-și deci, promoveze activitatea cei ce ea oferă regulă comunității. A fost campanie de vedere la bibliotecă. Această campanie a fost foarte binevenită deoarece, într-adevăr, bibliotecile au reușit să iasă din găoace cei, să zicem, care au fost mulți la rând și, într-adevăr, să-și promoveze cei ce organizează, să-și promoveze toate serviciile care le oferă. Deci acestea aici sunt prezente diferite aspecte de la activități, de la instrumente, de la servicii noi. Un serviciu foarte important și interesant este la Biblioteca Rămână, deci clubul amator de for Azalia, care întâlnește deci, amatorii de for de toate genul, de cameră, de grădină și așa mai departe. Să știți că în jurul bibliotecarilor se adună deci, oameni cu suflet frumos, oameni cu suflet mare, care doresc într-adevăr ca biblioteca să fie văzută în comunitate și să, să fie în continuare un centru comunitar pentru toți cei care doresc să afle ceva frumos, să vizioneze frumosul prin diferite servicii pe care le oferă biblioteca. Vă mulțumesc! Ce-ți doresc eu ție, dulce România? Țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arme de tărie, la trecutul mare, un mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spume-ce pocarul, dacă fiți mândri, asta ne numesc, căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce România, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada ta de sânge, dușman fumecând. Visul tău de glorii, falnic triumfând. Spune lumii large, steaguri tricolore, spune ce-i poporul mare, românesc. Când s-aprinde sacru, vorboare. Dulce România, asta ți-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, de pe altarul vieții, tainic surezând, ca pe Marte în glorii să-l orbească-l face. Când cu lampa-i zboară, lumea luminând, el pe sânuți încă să coboare. Buste fericirea raiului ceresc, când strânge brațe, tu-i fă altare. Dulce România, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce România, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, în zilei zori. Viață în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie. Dulce România, asta ți-o doresc. Onorată asistență, vă aduc la cunoștință Ordinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, numărul 03 din 11 ianuarie 2017 cu privire la mențiuni. Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii pentru contribuție la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale, în baza demersului numărul 127 din 15 decembrie 2016
a Serviciului Cultură Glodeni, ordon a decerna cu diploma de onoare a Ministerului Culturii următoarele persoane. Și vă aduc la cunoștință și textul decernării. Diploma oferită de Ministerul Culturii al Republicii Moldova se acordă domnului Nicolae Pavlinciuc, conducător artistic, Casa de Cultură Satul Petrunea, Raionul Glodeni, cu prilejul Zilei Naționale a Culturii pentru merite și rezultate deosebite în activitatea profesională. Semnat Monica Babuc, ministru. Și rezultate deosebite în activitatea profesională, diploma Ministerului Culturii a Republicii Moldova se decernează doamnei Valentina Cibotari, profesoară de vioară, Școala de Arte, Satul Hâșdieni, Raionul Glodeni. Și rezultate deosebite în activitatea profesională, diploma Ministerului Culturii a Republicii Moldova se acordă doamnei Lilia Budici, profesoară de vioară, Școala de Arte, Glodeni. Ministerul Culturii a Republicii Moldova decernează diplomă de onoare doamnei Ala Țânțăriu, șef a Căminului Cultural Satul Hâșdieni, Raionul Glodeni. Semnat Monica Babuc, ministru. Ministerul Culturii al Republicii Moldova oferă diplome de onoare domnului Alexandru Melnic, șef al Centrului de Meșteșugărit Satul Cobane, Raionul Glodeni. Prilejul Zilei Naționale a Culturii pentru merite și rezultate deosebite în activitatea profesională, cu diploma Ministerului Culturii a Republicii Moldova se decernează doamna Elena Pascari, șefa Bibliotecii Publice Satul Ciciulea, Raionul Glodeni. A culturii pentru merite și rezultate deosebite în activitatea profesională, cu diploma Ministerului Culturii a Republicii Moldova și diploma Consiliului Raional Glodeni se decernează doamna Moloșnic Laurenția, metodist al Centrului de Cultură Comuna. Thank you.
Moldova oferă diplomă de onoare doamnei Mariana Dimov, director al Casei Regionale de Cultură Vlodin, cu prelierul Ziua Naționale a Culturii, pentru maestrie și rezultate deosebite în activitatea profesională. Semnată diploma Monica Băgu, ministru. Ani întreg. Avem salarii mici. Lucrăm în condiții cam grele, cu mult frec, dar suntem optimiști. Ani întreg. Îmbătrânim și nu mai putem să fim prieteni cu frigul. Nu ne mai ajunge salariul să ne procurăm acele doctorii, cum spunea marele Ion Creandu, dar nu suntem optimiști. De aceea, dragii mei, toți prezenți în această sală, vreau să vă mulțumesc, pentru că suntem așa cum suntem. Câteodată uitați de toți, câteodată ne prețuiți la justa valoare. Dar astăzi este Ziua Culturii. De aceea vreau să vă doresc multă, multă sănătate, realizări frumoase, să rămânem optimiști că poate la anul va fi mai bine. Vă doresc în noul an 2017 salarii mai mari, realizări frumoase, familii sănătoase, la mulți ani, cu mult noroc și toate bune! S-au atestat două centre de meșteșugari cu titlu model, oferindu-le Centrul de Meșteșugari Domnițele din satul Augustiar, doamna Parascovia Pasat, și Centrul Iscusința cu titlu model din satul Covan, domnul Menic Alexandru. Eu vreau să le ofer cuvânt. Vă doresc să fiți sănătoși, mulți ani, multă fericire, bucurie în casă de dumneavoastră și în familie dumneavoastră. Și fie ca cultura să ne fie pe primul plan la noi, de dibănuit, deci toate se pun pe primul plan, mai mult cultura. Omul prin cultură trăiește, viețuiește. La mulți ani. Chiar spun, mulțumesc în primul rând pentru aprecierea Ministerului Culturii. Mulțumesc, nu în ultimul rând, pentru apreciere celor de acasă, inclusiv dumneavoastră. Sunt alături de toți lucrătorii din cultură. Alt domeniu mai frumos ca acesta, cu toate că eu activez în alt domeniu, nu există după mine. Vă urez un an bun tuturor. Vă urez de sănătate, să fiți mereu așa să fiți și are anii ce vor veni, tot frumos să-i trăiți. Acum cu drag vreau să ofer cuvânt colegilor din satul Cajva, doamna Emilia Stati, ați venit cu ceva deosebit, care știm noi că trebuie să dăm ascultare. Satul Cajva este astăzi prezentă cu expoziția în volantă de fotografii. Cultura este singurul mijloc de afirmare în fața urmirii de astăzi și în fața istoriei de mâine. După o răsfoire tabulară, am prezentat aici, vă voi releva, activitățile, varietatea activităților culturale în ansamblu a instituțiilor de cultură din localitatea Cajva, petrecute în localitatea noastră și peste hotarele ei. Muzeul de istorie și etnografie este ca o carte de vizită pentru localitatea noastră, menit să promoveze valori culturale, tradițiile și ocupațiile care prezintă evoluția, ilustrează evoluția tradițiilor și a ocupațiilor oamenilor. Muzeul este un templu în care
se păstrează pe veci odoarele cele mai scumpe ale neamului. Și dacă muzeul este un templu, atunci biblioteca publică locală este locul cel mai potrivit de a oferi informații tuturor locuitorilor în domeniul servicii tehnologiei informaționale, în scop de educație, de comunicare, de dezvoltare, de recreere. Și acum, ultimii ani, biblioteca publică are deschise servicii noi, care îi permite să lărgească gama activităților axate pe acțiuni culturale educative și în care se pune mult suflet. Și, cum știm, toți locuitorii își iubesc Baștina și tradiția de vatră veche strămoșească. Toți locuitorii satului, adunați în mijlocul satului, lângă scena casei de cultură, savorează cu plăcere cântecele aduse în scenă de ansamblu folcloric cu titlul model Iasomie și ca respect care umple sufletele de datina și tradiția cultivată și promovată generației viitoare. Cultura simbolizează respectul prezentului prin trecutul activității și creației omului. Și folosindu-mă de ocazia, stimați colegi și cei invitați care sunt în colaborare cu instituțiile de cultură, vă felicit cu această sărbătoare, vă doresc succes, realizări, prospere și nu disperați. Dintotdeauna am fost niște persoane care am promovat, am valorificat și capul sus și cântică înainte mași. Mulțumim! Servicii cultură Plăteni, cu deosebită plăcere, decernează diplomul și pentru plătoiereu Romanul Roșar, parohul Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din orașul Plăteni, pentru contribuție substanțială la dezvoltare și promovarea valorilor culturale și cu ocazia sărbătorii naționale, Ziua Națională a Culturii. Mulțumim! Poftim! Bună ziua, stimați creștini și să îndrăznesc să spun și colegi. Deoarece încerc și eu să folosesc orice ocazie să contribui la dezvoltarea tot ce ține și ne reprezinte pe noi ca națiune, ca etnitate și sunt foarte bucuros și ceea ce nu este chiar creștinesc, dar și mândru, pentru faptul că pot aduce și eu un folos în acest sens. Vă felicit cu această zi, ziua a culturii noastre, și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze la fapte bune în acest început de an. Doamne ajută și la mulți ani! Cu ocazia Zilei Naționale a culturii și a aniversării marelui poet al neamului, Mihai Eminescu. La sfârșitul anului am realizat două proiecte care încheagă creația Mariei Casian, muzeograf, post-muzeograf de la Ipotești, Botoșani, și a pedagogului Vladimir Cerumov, din localitatea Balatina. O să aveți ocazie vreo lună, jumătate, două, să le vedeți, să le citiți, să le apreciați. Așa a vrut Dumnezeu ca eu să mă întâlnesc cu Maria Casian la Botoșani în anul 2005, cu ocazia participării la Congresul, prima ediție a Congresului Scriitorilor din România, ca mai apoi să avem întâlniri fericite legate de prezentarea Complexului Memorial de la Ipotești, schimb de păreri și
multe alte întâlniri de neuitat. Pe parcursul acestor ani, când activam la secția cultură de Odei, am cunoscut la Maria niște lucruri foarte interesante. Că dânsa a fost și rămâne o mamă grijulie, o femeie care naște copii, o romantică, o fire romantică, care scrie versuri. Și în ultimul timp am întâlnit deci niște pagini de publicistică scrise de Maria Casian despre viața de copilărie a lui Mihai Eminescu, lucrurile inedite care până acum nu se știau, nu erau puse la dispoziția publicului. Și am hotărât, dacă intre, Maria odată mi-a spus că Vasile, uite, scriu și niște versuri, dar din lipsa mijloacelor financiare nu pot să le public. Am hotărât să închec între copiertele acestei cărți cu titlul Pagini de memorialistică și de poezie sentimentală Creația Mariei. Clar, eu înțeleg, suntem obosiți deja, nu se poate vorbi mult, dar vreau doar să recunosc un lucru. Că nu sunt eu persoana care să apreciez valoarea creației Mariei Casian. Dar știind cele scrise de ea, am înțeles că merită să fie apreciată și la noi aici, în stânga Prutului, și să-i dorim și pe viitor succese. Dar fiindcă ne aflăm în preajma zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, voi citi o poezie, este vieche, tot scrisă de timpurile când vizitam Ținutul lui Păteștilor, o sferie din centrul Botoșanilor, unde la 21 ianuarie a fost botezat Mihai Eminescu. În Sfânta Biserică din centrul Botoșanilor, lucefere arde și plâng lumnări în ceară, bat clopote și stolul de aramă, cu tremură văzduh, văzduh răstignit pe pară, parfum de busuioc și de tămâie arsă, încet plutește printre vechi icoane și prinde farme pe văzduhul rece, cu îngeri blânzi pe tai în cetăvane, ferestre înflorate în înveliș de gheață, cu slovă dulce de botez să vă botez, iar în oglinda molinilor divine așteptări de mare veritate să topesc, trecut preneagănul cu apa cindată, un pruc în cal de palme plânge, blagoslovit de dânsul să ducă mai departe credința pentru neamul cu același sânge, bat clopote și stolul de aramă, spre cerul se ridică în vechi stil și preotul Ioan repetă cu căldură, se bătează robul. Și la fine, dacă mai două minute, vreau să citesc o poezie de Maria Casian, pentru că aici merg pagine, de memorialistică și a doua parte, în același volum, sunt versurile scrise de Maria. Se numește poezia Altar. Aș vrea să intrați în esența acestui vers. Eclisia siriază-mă de nori, este altă, hieratică, sfântă, loc de închinare, casa Domnului. Caut ceva fără nume, care să-mi schimbe starea de vacuum interior, pășesc cu sfială pe trepte fierbinți, aș vrea să mă strecor neauzită, dator se aude robotul inimii, dictatul greu al pașelor.
respirație, foșnetul ochii de natație, și că suflet sunetul de gheață al copitelor inorocului alb, nestrunit, fără șa, fără frâu, fără țintă, nu-i nimeni. Eclesia mă așteaptă, împodobită, curată, mireasă, eternă, a primilor pentru mine și astăzi candelabrele grele cu trup de cristal și mă îndelește cu țesătură luminescentă, vășmând prin cear în tonuri de albastru deschis. Un cucubiem imund altarul, alunit în abside, pe frece, chipuri frumoase și sfinții înviind, pe fire de argentii, de păianjă, de la altar, în liniștea antitrită, să răstupăresc unghiile efoului, despre minus înviind spre mine, se aud pregătând oastele lui Iisus, că atunci când brutal brațele lui i-au fost întinse ca să ajungă la găurile făcute în lemnul crucii. Timpul nu mai există, e doar o convenție care mă învăluie între a fi și nu a fi, închid ochii, mă rog, aripiușoare mă acoperă cu muriciunea unei mante de catifian. Inspir de parcă ar fi pentru ultima oară o ramă de pâine caldă și mâine mă atrage ca și cum ar fi bine entitate genetică, matrice, mușcătoare, fără conturi. Plicile mele referesc intermitent, unduindu-se lent în lumină. S-au înodat deasupra crepsidrei, stau în genunchi sub cupolă și când miraculos lumina transcende dinspre altar spre naus, înspre vizii odăjdii, ochii mei închiși se deschid în interior. Se vede prima ramă de rasnice ce este creat după chipul și asemănarea Domnului. Mirajul unei existențe paralele mi se dislușește și cele două identități care mă compun sunt pentru mine mică cea mai intimă armonie. Sufletul este fericit în casa lui de carne, iar ea se supune fărâmii de divin, vă rog frumos încător, cât vă rând. Sunt o jertfă vie, cu inima palpitând cu eros, așteptând că din iubirea crucificată se încurcă pe funde de inimă și pe buze și oaie reci și curate de sânge și altă. Ca să-i facă din firele de praf și cenușă, un templu vește luminii neschinse, bănuncă ce sunt a devenit translucit, trei rații egale și alte se îndreaptă spre mine. Se văd culpirile pradiseam și ale sufletului, loc luminos trisăret cu pulbere copalină în palme ținând vieșul alt. E clipă de taină și pot desuși ca nu prinde grevietul, curier, idealul și chipul. Se face altar cu inima, se întâmplă ceva, chipul lui Dumnezeu se reflectă pe ea. Dacă aș fi cântat, când e cu care e dragă, e de strâneamul și vedea. De cum plătăștea măsat, băi, nu știu dacă aș fi cântat. Când e cu care e dragă, e de strâneamul și vedea. Că și eu ca dansator, băi, nu mă cânte ce de dor. Și prin câte ce atur, măi, vrei de amorului strămur. Mi s-a fost orice zi, măi, de mei, dar nu-și mării. Muzica e viața mea, măi, Dumnezeu a vrut așa. De mic am fost om și simt, măi, de mei, dar nu-și mării. Muzica e viața mea, măi, Dumnezeu a vrut așa. Și am cansator, măi, să cânt câte ce de dor. Și prin câte ce atur, măi, traiu de-amorul strămur. Hey, 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 hey
credeam și vedeam. De dumneavoastră apăsat, că-i toți la taști credeam. Pe cu care te trag, că-i credeam și vedeam. Că și eu ca satul lor, măi, să cânt câte ce de tot. Și din câte ce la tur, măi, traiu la urmă-i străbun. Căci nu înseamnă nimeni.
nici totdeauna, căci erau toate și totul era de noi. Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată era de rândul celor ce nu au fost niciodată. Pe atunci erai tu singur, încât mă întreb, au, cine-i zeul căruia-i plecăm al noastrei inimi? El, singurul zeu stătut au înainte de-a fi zeii și din noian de ape, puterie și eu scânteii. El, zeilor de suflet și lumii fericire, ei, este al omenimii, izvor de mântuire. Sus inimile voastre, cântare aduceți-mi. El este moartea morții și învierea vieții. Goniți de toată lumea, prin anii mei să trec, până ce-mi vedea că ochiul-mi de lacrimi e sec. Când orice om din lume un dușman se naște, că ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaște. Doamne, pot eu oare să-mi blestem mama pe care am iubit-o? Când ura cea mai crudă mi se părea amor, poate oi uita urerea și voi putea să mor. Nătâng și fără de lege, de voi muri atunci nevrednic un cadavru în uliță l-arunce. Și aceluia, părinte, să-i dai coroana scumpă ce-o să arunce câinii, ca inima-mi să-mi rumpă. Iar celui ce cu pietre mă va izbi în față, îndură-te, stăpâne, și dă-i pe vecie viață. Astfel numai, părinte, eu pot să-ți mulțumesc că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc, să cer a tale daruri genunchi și frunte. Eu nu plec spre ură și blesteme, aș vrea ca să te înduplec, să simt cum de suflarea mea se curmă și-n strângerea eternă dispar fără de urmă. Și totuși eu nu plec. Thank you.
Arșuș galbanite, mai cuprind un fel de zi. Și acum când treceam, parcă simt îmbătrânit. Când vine lucruri, tu ce amăruie, dacă la fereastră, toată iara noastră. Când vine lucruri, tu ce amăruie, dacă la sărbătorile de ea, bucutoile polovea. Mi-a pus mama focuturi la fereastra dinspre drum. Și acum când lumii azi, n-am putere s-o consum.
spera mereu într-o iubire cum l-am spus strânat. Când o gălănesc din ceară, gândul mă-n fioară, lasă-mi doar privirea-n care glasul meu-n cheamă.